Bună și bine m-a regăsit! Revin astăzi cu un clip nou, un clip pe care nu l-am mai făcut până acum. Este vorba despre produse terminate. Ce înseamnă asta? Că vin în fața voastră cu ambalajele produselor pe care le-am terminat și vă voi împărtăși părerea mea despre ele. Părerea pe care mi-am făcut-o în urma utilizării lor, pe unele de voie, pe altele de nevoie. Ideea este că sunt produse pe care, cu care n-am relaționat atât de bine și pe care monolor nu le-aș mai recumpăra. De fapt, nu monolor, chiar nu o să mai fac. Doar că ce vreau să vă spun este că încerc de fiecare dată, atunci când găsesc un produs cu care nu mă împac tot mai bine, să-l folosesc totuși într-un fel sau într-altul, pentru că, mă rog, îmi pare rău când am banii pe el și parcă mi-e ciudă să-l arunc așa direct în coșul cu noi. În fine, ideea este că am aici cam ăsta coșulețul, adică am o grămadă de produse și ar trebui să las vorbăria și să încep să vorbesc despre produsele în sine. O să încep cu un șampon pe care l-ați mai văzut, cred că de multe ori la mine, și anume acesta de la Green Pharmacy. Este ultimul pe care l-am avut prin casă, pe care l-am terminat și, din păcate, pentru o vreme ne l-au rămas bun pentru că în perioada aceasta încerc să găsesc alte șampoane, alte produse de îngrijire ale părului. Pentru că, nu știu, vreau să schimb. Ideea este că pe el îl folosesc de vreo 2 ani și cred eu că este cazul să-l schimb și pentru că la un moment dat scalpul se obișnuiește cu șamponul și nu prea mai dă rezultate, oricât de bun ar fi produsul. Și este cazul, este un produs extrem de bun din punctul meu de vedere și m-aș reîntoarce la el cu drag oricând, dar nu acum, nu curând, pentru că, v-am spus, încerc să găsesc alte șampoane și alte produse cel puțin la fel de bune ca acesta care a fost de la Green Pharmacy. Încă un șampon, este vorba de acesta de la Garnier Ultra Du, pe care l-am luat într-un moment în care nu găseam Green Pharmacy și aveam neapărat nevoie de șampon și am zis să merg pe el, care promitea și spunea de fapt că nu ar avea parabeni și pe lângă asta mă încânta faptul că avea ulei de argan și, mă rog, camelia asta nu mă încânta atât de tare, dar mă încânta uleiul de argan. Ideea este că nu prea a funcționat pentru mine, în sensul că mi-a făcut coș și mi-a făcut coș rău de tot. L-am terminat folosindu-l doar pentru spălarea bretonului. Eu bretonul mi-l spăl la aproape zilnic, pentru că chiar și a doua zi după ce mi-am spălat părul, bretonul sunt toate direcțiile și mie nu mai place cum se așează și atunci caut să-l spăl individual. Și asta am făcut cu el, vreo jumătate de ani mi-am spălat doar bretonul. Am ajuns cu el la final, slavă Domnului, pentru că deja mă cam încurca. El ar fi fost bun pentru că oarecum făcea cu urmă de sos, îl făcea strălucitor, are și un miros plăcut, dar din păcate la nivelul scalpului nu ne-am înțeles. Ce mai am pe aici? Mai am încă un produs pentru păr și am un fixativ pe care la fel l-ați mai văzut la mine de foarte multe ori, acesta Taft Power and Fullness cu keratin. Știți că este preferatul meu, îmi place cel mai mult din tot ce am încercat până acum și da, l-aș recumpăra, de fapt încă l-aș recumpăra, îl am din nou pentru că nu l-am mâncat fără el. Întotdeauna îl am în casă pentru că este preferatul meu și până voi descoperi altul, va rămâne el cu siguranță. Încă un șampon este acesta de la Natura Estonica și pe acesta l-ați mai văzut. Nu îl veți mai vedea pentru că nu intenționez să-l recumpăr. Nu este atât de bun pe cât mi-aș fi dorit sau pe cât am sperat în momentul în care am văzut ce minunăție de ingrediente avea, mai ales că erau ele și de erau ingrediente bio și, mă rog, m-am gândat atunci când l-am văzut în plafar. Din păcate, nu a fost un șampon pe măsura așteptărilor, nu mi-a plăcut nici cum curăța părul, nici cum îl lăsa după. Cu părere de rău îi zic adio, nu-l voi mai recupera vreodată. Mai am și un deodorant de la Eucerin. Este un deodorant pentru transpirație excesivă. Eu am avut o perioadă când m-am confruntat cu această problemă. Din fericire, în ultima vreme s-a rezolvat, nu știu să zic, de la sine, dar l-am folosit pe acesta și, într-adevăr, este foarte bun. Face exact ceea ce spune și anume te protejează foarte bine împotriva transpirației. Problema este că nu-l poate agrea toată lumea. Cunosc multe persoane cărora le-a provocat mâncărimi și usturimi la nivelul subbrațului, așa că în principiu ar fi bine dacă îl puteți mai întâi testa, pentru că ar fi păcat să dați bani pe el. Este
este la un preț destul de ridicat, cred că se duce undeva spre 50 de lei. Și atunci ar fi cam păcat să dați atâția bani pe un deodorant și să nici nu vă fie de folos, să nu puteți folosi. Așa cum mi s-a întâmplat mie, spre exemplu, cu această apă micelară de la Gerovital, pe care o știți din produsele pe care spuneam că regret că le-am cumpărat. Din păcate am terminat-o pentru că, mă rog, a trebuit să o termin, dar cu greu, în sensul că mi-am demachiat doar zona feței, am evitat zona ochilor acolo unde îmi provoca și îmi crea mâncărimi și usturime. Nu aș mai recupera-o. Pentru că mai ales în ziua de azi există o gamă atât de variată de apă micelară pe piață, încât ar fi culmea că eu să mă chinui cu una care nu funcționează și nu mi se potrivește mie. Mergem mai departe cu încă un șampon, și anume acesta de la Dr. Santé, pe care vi l-am mai spus, vi l-am mai arătat de fapt și despre care v-am mai vorbit. Îmi place foarte mult, de urmare l-am recumpărat. Ce vreau să spun este că îți lasă părul mătăsos, strălucitor, hidratat, se așează și se coafează foarte ușor după ce te speli cu acesta, iar eu chiar am nevoie în această perioadă de el, pentru că vă spuneam că mi-am schimbat rutina de îngrijire a părului și folosesc două șampoane concomitent și unul dintre ele, nu acesta, celălalt, îmi cam face părul aspru și îl cam usuc. Iar acesta mă ajută de minune să scap de minusurile acelui șampon, dar care are și multe plusuri și la care nu vreau să renunț totuși. Dacă sunteți curioși, poate chiar, vă rog să lăsați în comentarii și o să revin și cu un clip cu produsele pe care le folosesc momentan pentru păr și cu lucrurile pe care le-am schimbat în ceea ce privește rutina mea de îngrijire a părului. Mergem mai departe cu un gel de duș. Este un gel de duș mai, ceva mai interesant, să zicem, Lider Imperial, nu Imperial Lider, mă rog, l-am primit cadou și la momentul la care l-am primit cadou mi s-a spus că nu s-ar găsi în România pentru că este un produs din Anglia. Eu l-am găsit și în România, de-aia vi-l și arăt, că altfel, sincer, nu mi-l arătam că nu prea avea rost. L-am găsit în România, sunt eu un magazin prin Pantelimon, Frize Discount, care aduce produse din Anglia, doar din Anglia au, și l-am văzut acolo. Deci, dacă vă interesează, îl puteți găsi. Este un gel de duș interesant, eu așa l-aș numi. Nu mi se pare wow, în sensul că, spre exemplu, mirosul nu durează foarte mult. Nu mi se pare că ar intra așa în piele și să dureze foarte mult. Însă, este interesant pentru că are o altfel de textură. Mi se pare foarte asemănătoare cu gelul de ras. Pentru că prima fază este așa o bobiță mică și își mărește volumul și apoi se transformă așa într-o spumă asemănătoare cu gelul de ras. Eu cu asta l-aș asemăna și așa îl văd. Dacă l-aș recumpăra, nu cred, nu pentru că nu este bun, doar că eu prefer gelurile acelea de duș cremoase, hidratante, care să mă umple așa de spumă și să îmi rămână mirosul măcar jumătate de oră după ce fac duș. Îmi mai are și o pastă de dinți de la Aslamed. Vă arăt mai mult pentru că, din punctul meu de vedere, este un produs foarte bun. Am folosit-o la recomandarea medicului stomatolog, la fel cum folosesc și apa de gură Aslamed de ani de zile și, din punctul meu de vedere, este cea mai bună apă de gură. Îmi place foarte mult și îmi place foarte mult că sunt produse românești. Îmi place foarte mult atunci când găsesc produse românești de calitate, pentru că mă bucură faptul că reușim și noi să facem produse de care să fim mândri. Încă un produs de care să fim mândri este apa micelară de la Any Plant, pe care vreau să spun că am folosit-o cu mare plăcere, mi-a plăcut foarte mult. Este, cred că, singura apă micelară pe care am simțit-o că mi-a hidratat tenul. Are un miros delicat, plăcut și da, aș recumpăra-o. Deși momentan folosesc altă apă micelară, aș putea o recumpăra în oricare moment cu mare plăcere. Încă un gel de duș de la Nivea. Este un gel de duș cu nufăr și ulei de nufăr sau ceva, mă rog. Nu prea contează. Mi-a plăcut, avea așa o consistență densă și făcea foarte multă spumă. Mi-a plăcut și mirosul. Deși eu nu prea sunt cu astea florale, eu sunt mai degrabă cu, nu știu, mirosul de nucă de cocos, cu uleiul de lapte, de migdale, cu, înțelegeți, prin zona aceea m-aș cam duce eu, dar sunt ok și astea florale, unele. Mai am și aici balsamul de la Le Petit Marseillais. Ce să zic despre el? E ok, hidrata bine,
disculca părul, dar v-am spus, nu am descoperit balsamul care să facă minuni, nici acesta nu le face, dar e ok, e un produs bun, în principiu dacă aș avea de ales dacă să-l recumpăr sau nu, a zice da, doar că la fel ca și în cazul altor produse, dacă nu mă încântă extrem de tare, prefer să încerc altceva, în speranța că la un dat voi găsi un produs care să fie și mai bun și să-mi placă și mai mult. Este ok și ăsta, nu zic nimic, dar momentan nu l-aș recumpăra, aș prefera să încerc un alt fel de produs. Am mai terminat și această cremă de la Clarins, cred că ar trebui să zic, ținând cont că este un brand franțuzesc. E o cremă bună, eu am văzut-o ca bază de machiaj și într-adevăr s-a aplicat bine fondul de ten după ce o foloseam pe aceasta, dar la cât costă, nu merită. În sensul că ca bază de machiaj aș putea folosi oricând o altă cremă mult mai ieftină, iar așa în rest n-am văzut. Pe lângă asta ea trebuie să fie și matifiantă, un lucru pe care nu prea îl făcea din punctul meu de vedere sau pe mine nu m-a ajutat foarte mult, însă este un produs bunicel, dar nu merită banii pentru că este o cremă destul de scumpă. Mai am aici și două mascara. Unul este acesta de la Rimmel London, Scandalize. Mă surprinde faptul că mi-a plăcut pentru că mie în general nu prea îmi plac rimelurile care au o pensulă atât de groasă. Aceasta a funcționat bine și chiar mi-a plăcut, dar nu atât de mult cât să-l mai recumpăr, de nu l-aș mai recumpăra. În schimb, îmi place foarte mult acesta, doar că, în cazul meu, este o corcitură. După cum vedeți, căpăciul este mov sau roz, cum vreți, iar restul ambalajului este galben, pentru că mie, de fapt, îmi place varianta aceasta, cum este capacul, dar nu l-am găsit la momentul respectiv și pentru vânzarea neapărat am hotărât să iau rimelul galben și acasă i-am înlocuit periuța cu acesta. Mie, de fapt, asta îmi și place la acest rimel, periuța foarte mult, dar îmi place și faptul că nu se întinde, nu te pomenești neagră pe sub ochi și așa mai departe. Chiar este un produs bun, dar varianta asta, culoarea asta. Și da, pe acesta îl voi recumpăra cu siguranță, chiar este pe lista mea, pentru că îmi place și este un produs bun și are și un preț relativ acceptabil. Mai am și un creion de ochi de la Essence, numai nuanța Essence Long Lasting Eye Pencil Hot Chocolate. A fost un produs ok, până la urmă la banii pe care îi cere, după cum știți, brandul acesta are produse destul de ieftine, dar în același timp are produse bune. Eu sunt mulțumită și am găsit de multe ori la ei produse la un preț extrem de bun, de o calitate foarte bună, așa că sunt mulțumită de produsele lor pe ansamblu. Și o să vă mai arăt în final un terminat simpatic. Mă, normal, l-am vrut să-l bag la favorite, doar că, din păcate, ea era așa și am zis că mai bine bag la terminate. Este vorba despre o ciocolată cu protagonistele filmului Frozen. Mi-a plăcut foarte mult și mi-a atras atenția, evident, prin ambalaj, doar că, spre surprinderea mea, au și un gust bun. E o ciocolată bună, asemănătoare cu aceea de la Kinder. Kinder, mă refer la bastonașele acelea cu lapte pentru copii. Îmi place foarte mult, eu am luat-o din Jumbo în caz că mă interesează. Și am zis așa, să o includ și pe ea pentru o notă simpatică și dulce pe final de clip, pentru că acestea au fost produsele terminate din ultima vreme. Dacă ați folosit și voi și v-au creat o altă impresie, aș vrea să-mi spuneți în rubrica de comentarii. Tot acolo vă invit să scrieți tot ce vă trece prin cap. Și vă mulțumesc pentru toate gândurile bune și pentru tot ceea ce îmi transmiteți. Vă mulțumesc pentru sugestii și pentru sfaturi. Încerc să țin cont de ele pe cât de mult pot. Vă mulțumesc și vă reaștept curând aici. Vă pup, pa, pa!